Bună dimineața! Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, vă spunem azi, miercuri 16 iulie, gata, am trecut deja de jumătatea verii. Dar încă o dată, bună dimineața, vă spune DJ Gabi, la un nou ceai de dimineață, alături de mine sunt Mr. Florin Cățoiu, Mr. Robi Marcus și suntem la jumătatea săptămânii, nu numai trecut de jumătatea lunii. Avem foarte multe povești interesante și azi, da, ce face baba când arde țara? Ce face? Se piaptănă? Nu. Baba cântă la acordeon cu o singură modificare, de data aceasta e moșu. Putin s-a apucat de cântat la acordeon. Unde? Păi, pentru femeie. Pentru președinta Argentinei, Cristina Kirchner, una dintre cele mai frumoase șefe de stat din lume. Putin încearcă să-și întărească poziția în America Latină. Și vă dați seama cum poate el altfel, dacă a fost și în Brazilia, epa, s-a gândit să cânte ceva și în Argentina. Da. Vom afla și de cel care a câștigat 1.000.000 de lire sterline, dar a trebuit să împartă banii cu șeful. Ce fericit, șef! Avem foarte multe povești interesante, rămâneți alături de noi. 16 grade Celsius în acest moment la satul mare. Avem prognozat o maximă de 31 de grade Celsius, cer senin din plin, 16 grade minima, 20% șanse de precipitații. Pe mâine, posibil furtună, 31 de grade Celsius, maxima 17 grade minima, 80% șanse de precipitații. Vineri, 18 iulie. Cer senin, 31 de grade Celsius, maxima 17 grade, minima 10% șanse de precipitații. Sâmbătă, 19, posibil furtună, 32 de grade Celsius, maxima 17 grade, minima. Duminică, cer senin, 31 de grade Celsius, maxima 19 grade, minima. Luni, 31 de grade Celsius, maxima 19 grade, minima, cer parțial noros. Florin, ia telecomanda aceea și știi tu. Te rog. 31 de grade Celsius, maxima lui 19 grade, minima 20% șanse de precipitații. Marți, 22 iulie, furtună. 28 de grade Celsius, maxima 17 grade, minima 80% șanse de precipitații. Și acum să recapitulăm. Miercuri senin, joi furtună. Vineri senin, sâmbătă posibil furtună. Duminică senin, luni cer parțial noros, marți furtună. Din 2, 4, 6, 7 zile, 3 avem cer senin, 3 avem furtună și una posibil noros. Cum vi se pare? Cum v-am spus eu, una pe față, una pe dos, dar, două pe față, două pe dos, dar acum e una pe față, una pe dos, poate e mai bine așa, dar de ce am zis că poate e mai bine? Nu ajungem la caniculă, nu ajungem la temperaturile acelea de 34, 35, 38, când am prins niște temperaturi de genul în anii trecuți, câinele meu și-a făcut limba cravată, vă dați seama. Și știți unde câinii simt foarte bine unde s-a culcat. Pe gresie, în baie, lângă mașina de spălat în colț. De ce? Are locul cel mai umed, cel mai răcoros din casă. L-a găsit. Dar ia să vedem cine s-a născut pe 16 iulie. Așa. 1911. Ginger Rogers, actriță și dansatoare americană, decedată în 1995. A trăit 84 de ani, asta da. 1926, Irving Rose, biolog american, laureat al premiului Nobel. 1945, Virgil Tănase, scriitor român, stabilit la Paris după 1977. 1972, Ionică Constanța Popescu, politician român. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu știu cine este. Eu știu pe Bercea Mondialu, pe Mircea Băsescu, pe ăla la Marian Căpățână, pe președintele Traian Băsescu. Așa, 1976, Șerban Huidu, prezentator român de radio și televiziune. E ziua de naștere a lui Șerban, da, Șerban tocmai s-a certat cu Găinușă,
S-a certat cu dezbrăcatul, i-a plecat mai mult de jumătate echipa de la Cronica Cârcotașilor. Destul de urât. Destul de urât. Dumnealui are o cruce de dus în spate până la sfârșitul vieții. Vă aduceți aminte că în urmă cu vreo 2 anișori a intrat pe contrasens cu Dita Mai și șalupa lui cu jeep-ul și a omorât 3 oameni. Da. 1990, James Maslow, cântăresc și dansator american, Big Time Rush. Cam atât, foarte puțin. Așa, iar în Franța e azi ziua memoriei naționale stabilită de președintele Franței, François Mitterrand, în 1993, pentru comemorarea evreilor închiși pe velodromul de iarnă și trimiși la Auschwitz. În calendarul romano-catolic, Sfânta Fecioară Maria de pe muntele Carmel. O, Carmel, ce vă spune asta? Nu mă refer la caramel aici. E un... Nu se găsește în România, nu găsește în comerțul din România un vin minunat, un vin extraordinar izraelian. Un vin extraordinar, fabulos. Da. Ce a făcut ăsta? Ah, nu. A ajuns la... Au azi niște știri de toată coma, de toată jena. A ajuns la spital cu un cuțit înfipt în cap. Cum a fost posibil să supraviețuiască? Ce, Halloween astăzi era probabil de plastic cuțitul, nu știți? De la cu cordeluță. Aici ai mânerul, aici iese vârful lamei și între ai o cordeluță așa care le ține. E, aiurea. Bun, să facem revista presei. Avem și azi amândouă cotidienele locale. Vom începe cu Gazeta de Nord, vezi, care titrează: elevii de 10 premiază de guvern. Primarul Coica se declară împotriva măririi impozitelor locale. Păi nu s-au mărit astea cu 16%. S-au mărit. Asta cu împotriva înseamnă că urmează să se mărească iar. CAS va fi redus cel mai târziu la 1 ianuarie. Nectarul zeilor, otrava sădmărenilor. Editorial din puțul gândirii băsescene, semnat de voi cu derusul. Atitudine, doi profesori prinși copiind la definitivat. Foarte tare, păi au avut de la cine să învețe, nu? Au zis, măi, ce ne facem, măi, Matei? Păi copiază elevii, nu? Copiază elevii, copiem și noi. Elevii de 10 premiați de guvern. E o fotografie foarte frumoasă aici cu elevii de 10. Puh, au muncit foarte mult pentru 10-le ăsta, așa că eu consider că acest premiu este binevenit. Să aibă parte și ei de vacanță. Prefectul Avram, ultima soluție pentru zeci de sădmăreni. Olimpia și-a prezentat noile achiziții. 2 persoane accidentate în câmpul muncii. De ce zice întotdeauna câmpul muncii? De ce nu este pădurea muncii, nu? Sau podișul muncii? Întotdeauna e câmpul muncii. Acțiuni de amploare pe șoselele din județ. 2 profesori prinși copii, că mă apucă râsul, nu pot să citesc asta serios. Adică și profesorii au ajuns să copieze, domnule. Asta este România. 2 profesori prinși copiind la definitivat. 9 candidați au lipsit, în timp ce azi 21 s-au retras din examen. Candidații vor putea afla rezultatele în data de 19 iulie. 2 dintre profesorii care luni au susținut examenul de definitivat au fost eliminați din examen după ce au fost prinși încercând să copieze la proba scrisă. De asemenea, 21 de candidați s-au retras din examen considerând proba prea dificilă pentru cunoștințele lor. Rezultatele vor fi făcute publice în data de 19 iulie, după ce elevii au finalizat probele la evaluarea națională în cazul absolvenților de gimnaziu și bacalaureat. În cazul absolvenților de liceu a venit rândul profesorilor să treacă prin furcile caudine ale examenelor. Astfel, luni s-a desfășurat la centrul de examen de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare, proba scrisă în cadrul de examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, la acest examen
S-a înscris inițial 211 candidați, din care s-au prezentat la examen doar 202, în timp ce 9 dintre ei au fost absenți. Considerând proba scrisă prea dificilă, în timpul desfășurării acesteia, 21 de candidați s-au retras, renunțând să continue examenul. Demn de remarcat este și faptul că 2 dintre profesorii care susțineau proba au fost prinși încercând să copieze, motiv pentru care au fost eliminați. Afișarea rezultatelor la examenul de definitivat va avea loc în data de 19 iulie la centrul de examen. Eventualele contestații se pot depune în data de 19 iulie după afișarea rezultatelor până la ora 21 și în data de 20 iulie între orele 8 și 15. Anul trecut, în județul Satu Mare, din cei 150 de candidați prezenți la proba scrisă, un număr de 76 a obținut note mai mari sau egale cu 8, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 50,66%. Examenul de definitivat este proba care trebuie promovată de un cadru didactic pentru a obține dreptul definitiv de a profesa la catedră. Candidații trebuie să treacă prin cel puțin 2 inspecții speciale la clase, iar nota lor finală trebuie să fie cel puțin 8 pentru a putea susține proba scrisă. De asemenea, pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină cel puțin aceeași notă și la proba scrisă. Bun. Păi asta e, tete, ce să ne facem? 8, da. Nectarul zeilor, otrava sădmărenilor. Mii de sădmăreni suferă în fiecare vară de alergii severe provocate de buruiana Ambrosia. Ambrosia, denumită științific Ambrosia artemisifolia. Bat-o, ploaia s-o bată. Ambrosia artemisifolia. Așa se numește. Este o plantă invazivă ce provine din America de Nord, care crește în locurile necultivate. Deși Ambrosia este nectarul zeilor antici, în prezent planta Ambrosia este o travă a sădmărenilor. În zonele urbane, planta invazivă poate fi întâlnită cel mai adesea în apropierea șinelor de tren, în parcuri, în zonele cu ruine sau în proaspetele zone rezidențiale, unde construcțiile nu au fost terminate. Ambrosia reprezintă una dintre cauzele principale ale rinitelor alergice, polenul său fiind unul dintre factorii agravanți ai astmului bronșic. În județul Satu Mare, Ambrosia a fost semnalată prima dată în 1977 în Pișcol. De atunci s-a răspândit în toate zonele de câmpie și de dealuri din județul nostru. Mii de sădmăreni suferă în fiecare vară de alergii severe provocate de polenul acestei plante, majoritatea lor fără să aibă habar care este cauza alergiilor de care suferă. Agenția pentru Protecția Mediului cere primăriilor din județul Satu Mare să inițieze campanii de stârpire a acestei plante. În pofida efectelor grave asupra sănătății oamenilor, problema Ambrosiei este tratată destul de superficial de autoritățile locale. Da, am găsit una în grădină, în fața blocului. Am și smuls-o și am aruncat-o în stradă. Nu. Crescuse recent. Fermierii sădmăreni atenționați de pompieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Someș, Satu Mare, avertizează pe fermierii sădmăreni să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor în timpul campaniei de recoltare a cerealelor. Astfel, potrivit atenționărilor pompierilor, este interzis fumatul pe utilajele și mașinile agricole când se execută recoltarea cerealelor, iar înainte de a intra în campania de recoltare, tractoarele, combinele și celelalte mașini agricole folosite la recoltarea și transportul cerealelor vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecțiunile care ar fi putut produce incendii. Ce avem? Primarul Coica se declară împotriva măririi impozitelor locale. Dar cine vrea să le mărească? Edilul șef i-a taxat pe unii lideri ai pensionarilor care cer noi gratuități, precizând că acestea nu se pot acorda în actualele condiții bugetare. Opa, merge nenea Mircea Marian acolo și dumnealui, în afară de bilet la strand, nu știu, mai au dumnealor ceva. Primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, a declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă că este total împotriva majorării taxelor și impozitelor locale. Nu se pune problema, cel puțin nu la noi în Satu Mare, a declarat primarul Dorel Coica. Edilul șef sădmărean le-a răspuns pe același ton hotărât și unei părți a liderilor pensionarilor care cer o nouă serie de gratuități pe mijloacele de transport în comun. Primarul Dorel Coica i-a invitat pe aceștia să se implice activ în viața comunității, iar numai după aceea să solicite astfel
de beneficii. Nici majorări de impozite, nici noi facilități. După ce membrii Consiliului Local Satu Mare au dat undă verde pentru începutul acestui an pentru acordarea dreptului de călătorie gratuit pe mijloacele de transport în comun ale SC Transurbane SA pentru toate persoanele din momentul împlinirii vârstei de 70 de ani, era să zic de 27 de ani. De 70 de ani cu domiciliul în municipiul Satu Mare, membrii Consiliului Județean al Pensionarilor au solicitat acordarea de noi facilități, în special pentru grupa de vârstă 65-70 de ani. Primarul Dorel Coica s-a opus vehement acestei solicitări, precizând că asta ar însemna noi majorări de taxe și impozite locale sau ar însemna să taie bani de la alte capitole bugetare, precum învățământul, ceea ce nu se poate lua în considerare. În funcție de bugetul pe care îl avem, am dat niște facilități. Singura grupă care a rămas este aceasta de pensionari de până la 70 de ani. Restul au toți gratuitate pe foarte multe paliere. Acum nu o să vină să ne impună dacă dânșii membrii Consiliului Județean al Pensionarilor nota redacției renunță la o parte din pensia lor pentru a acoperi pierderile de la Transurban, mai vorbim. Noi le-am promis în funcție de buget, de economii, de posibilitățile Consiliului Local al Primăriei Satu Mare că vom trece și la alte categorii. Nu putem în prezent să dăm astfel de facilități. Ce să fac? Să măresc acum taxele și impozitele ca să le dau lor jumătate de bilet gratuit? Nu este corect față de cetățeni, a declarat Dorel Coica. Liderii pensionarilor taxați de primar. Edilul șef Sădmărean i-a taxat pe membrii Consiliului Județean al Pensionarilor, acuzând faptul că s-au obișnuit să tot ceară, dar fără să ofere nimic în schimb. Haideți să ne amintim de discuțiile care au fost în Consiliu sau la conferințele de presă. Toată lumea s-a bătut cu pumnul în piept că sunt probleme peste tot. Eu ce le-am spus? Domnilor pensionari, haideți la primar, constituim niște grupe pe cartiere și dumneavoastră să analizați tot ce se întâmplă în cartiere și încercăm să le remediem. Sigur au zis că facem, că dregem. Revoluționari, revoluționari, când i-am chemat să vină, i-ați văzut pe vreunul pe aici, ei vorbesc numai la microfon în fața presei să vadă lumea că sunt activi. În fața dumneavoastră a presei sunt mari cocoși și când trebuie să-i pui un pic la muncă, dau din colț în colț. Că vor gratuitate la ștrand, că vor liber la nu știu unde. Să nu le mărim taxele și impozitele. Stați un pic și tu ce oferi? Înțeleg că au muncit o viață întreagă și respect pentru asta, dar trebuie să aibă bunul simț și să vadă și ce posibilități are comunitatea. Nu pot să iau de la școli ca să le dau lor. Nu este corect, a concluzionat Dorel Coica. Păi, mi se pare că sunt în asentimentul dumnealui. Mi se pare că le zice bine, nu? Ce mai avem pe aici? Înfrățirea dintre Satu Mare și Wolfenbüttel a fost prelungită. Da, suntem mafia pe viață, fras de fapt. Da? Fashion's Night Out la hotelul Dana 1, vineri, începând cu ora 21, designerii sădmăreni pregătesc o nouă seară de culoare și splendoare. Astfel, în data de 18 iulie 2014, începând cu ora 21, organizatorii invită pe toți cei interesați să ia parte la Fashion Night Out, un nou eveniment de modă care promite să surprindă publicul. Da, o să invităm pe Dana But să ne povestească, eventual un designer, doi designeri, și trei, și o să știm la ce să ne așteptăm. În orice caz, va fi foarte frumos evenimentul. Da, și iată, ne ajungi la 7:30 de minute, oră la care vom lua pauza publicitară, știri, videoclip. Ne întoarcem după. Încă o dată vă spunem bună dimineața, dragi telespectatori, am avut o pauză publicitară foarte frumoasă, în sensul că noi deja am fost la shopping, ne-am dus toți trei, eu și, bineînțeles, echipa ceaiului de dimineață, Mr. Florin Cățoiu, Mr. Robi Marcus, jos la magazin, unde Robi a întors pe dos frigiderul cu înghețată. Și o doamnă a făcut constatarea, lucru care m-a pus pe gânduri, băieții ăștia sunt talentați și la altceva, specific românesc. Neamțul, dacă lucrează la o fabrică de șuruburi, știe să învârtă șuruburi, dar le știe foarte bine. Românul e policalificat pe mai multe domenii. Știți ce a zis o doamnă care era cu mine? Eu așteptam afară că terminasem cumpărăturile. A zis, ce dexteritate au
ar fi buni de manipulanți. Când s-a uitat la Robi, când învârtea înghețata pe acolo și căuta el, nu știu, cutia, marca preferată, ce știu. Dar a zis că ar fi buni de manipulanți. Și automat am avut așa o bang, mi s-a prins becul. Dom'le, știu ce facem dacă ne dă afară de aici, mergem să manipulăm. Nu poporul, probabil marfa, antiruri, magazine, nu? Că le-am manipulat bine. Să continuăm revista presei, dragi telespectatori. Unde rămăsesem? Da. La înfrățirea dintre Satul Mare și Wolfenbüttel a fost prelungită. Foarte puțin știu că noi, în calitate de oraș înfrățit cu Wolfenbüttel, Florin, tu știi ce băutură celebră se face la Wolfenbüttel? A? Ai, răspuns de 7 stele. Are cultură generală, să știți că n-am oameni proști pe lângă mine. Toți sunt isteți de scapără. Eu nu pot să-i spun numele, așa, nu pot să-i spun numele, că ar veni reclamă și alte ăsta, dar e făcută din plante medicinale și are un gust așa mai amărui, dulceag. Chiar dulce câteodată. Cea mai exportată băutură a Germaniei. Se face unde? La Wolfenbüttel. Noi ar trebui să avem reducere, dragi telespectatori, să mărenii, dacă toți suntem înfrățiți, nu? Dacă ar fi să merg într-o excursie la Wolfenbüttel, aș alege să văd locul unde se prepară această băutură din plantele respective medicinale, că e fabuloasă, să știți. Mulți... În momentul în care au descoperit această băutură din plante medicinale, au fost încântați de ea și periodic se tratează oamenii. Da, știți cum este. Ideea e să nu te tratezi în exces. Înfrățirea dintre Satul Mare și Wolfenbüttel a fost prelungită. Cu ocazia aniversării a 40 de ani de înfrățire cu orașul Wolfenbüttel din Germania, primăria Satul Mare a deplasat în Germania un grup de numai puțin, de 60 de persoane, dintre care 50 de elevi și 10 oficiali, în perioada 9-13 iulie. Din câte se pare, vizita va fi întoarsă de o delegație germană în perioada 24-28 septembrie. Când vor veni, vreau și eu să-i văd, să povestim, să le cânt un cântecel popular, tradițional, german, ca de exemplu Ein, zwei, Polizei, drei, Führer, Grenadiere. Nu, cum e? O știi aia, nu? O cânta Modo, o știi, Florine, nu? Ein, zwei, Polizei, drei, Führer, Grenadiere, Führer, sechs, sate, kek, zibănac, gutenac, nu mai știu. Nu mă pune să traducă, sorry, habar n-am. Deci puneți mâna pe Google și aveți o traducere în timp util, de-aia bezmetică. Nu știți ce au făcut englezii? Au o melodie de-a lor, au scris textul în Google Translate, au dat traducere în germană, ce a ieșit, au dat traducere în italiană și din italiană în franceză. Din franceză înapoi în engleză și s-au prins de cap. Era cu tot altceva. Varză! De aceea zic că mai au foarte mult de lucru la Google Translate. Ca de exemplu, ringul de box a fost tradus în română inelul de box. Ring, inel, da? Ei nu țin seama de conjunctură, de contextul în care plasezi termenul respectiv. Nu. Și îți fac o traducere de te doare capul. Pe unul chema Mesaros, am tradus din maghiară și ei mi-a scris, era Laszlo Mesaros, M-S-Z, știți? Mesaros. Și ei mi-a scris acolo Vasile Măcelaru. Am stat și mi-am gândit, ce măcelar e aici? A, Mesaros, bun, e în regulă, e ok. Puteau să lase numele așa, să nu facă traduceri de-astea, da? Bun, vor veni. Sau, da, poți să le cânt alt cântecel, dacă ăsta e prea brutal, cu Ein, zwei, Polizei, poți să le cânt Hey, Mr. Wichtig, alu, tic-tac-tou. Vreo două, trei melodii germane, știu, cele care au spart bariera de limbă și au reușit să se claseze în topurile europene. Primul care a introdus limba germană în topuri și a reușit
să ajungă până pe locul întâi într-un top american a fost Falco, cu Der Comisar, pe urma urmat Amadeus. Ho, ho, ho! Păcat de băiatul ăla. A murit într-un accident de mașină, dacă bine mi-aduc aminte, 7 martie 1997, în Republica Dominicană. Chiar atunci își lansase de 2-3 săptămâni, maxim o lună, albumul Back to the Light. Fabulos. Mi-a părut foarte rău de el. Ia să vedem. Deci, problema s-a pus așa. 24-28 septembrie vin apoi nemții. Primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, s-a declarat încântat de rezultatul vizitei, care s-a lăsat cu prelungirea acordului de înfrățire dintre Satu Mare și Wolfenbüttel. Pe în cazul ăsta să ne strângem un cor al vânătorilor și pescarilor germani, să cântăm una de aia. Auf, auf, der Frau Likriaben, was eine kleine motociclete, să vedeți ce încântați vor fi nemții. Până vin, avem timp să repetăm, facem un cor frumos și dacă ne întreabă ceva, le răspundem în dulcele grai, niam tudom. Că în afară de cântecel, niema problema, nu știm nimic. Cunosc așa un renumit solist de muzică populară și de petrecere român. Nu știe două bobe ungurește, dar în urma repetatelor solicitări, pentru că a fost solicitat și la nunți, Satu Mare fiind oraș multicultural, n-ai ce să te miri că sunt multe nunți interetnice, jumii-juma, fele apă, fele vis, cum se spune pe la noi. Așa. Și l-au chemat și pe dumnealui. Și la un moment dat îi spuneam, dar ceva, un ciarda și o maghiară, nu cântați? Le-a învățat. Și le cântă, frate, cu accent, cu tot, deși el nu știe maghiară. Le cântă perfect, are harul de la Dumnezeu. E, dar dacă îl întreabă cineva ceva pe omă, zice, neam tu, domn. Nu știe ce cânta, dar le cântă perfect. Și am zis, bă, omul, trei ai învățat. Dar zice, le cânt eu și 6, și 9, și 12, dar cum? Păi alea 3, le mai cânt odată. Și de două ori. Administrația locală a precizat că înfrățirea dintre Satu Mare și Wolfenbüttel a luat ființă în urma inundațiilor catastrofale din 14 mai 1970, când orașul din Germania a sărit în ajutorul populației sinistrate din Satu Mare, trimițând de urgență mai multe transporturi de pături, textile, încălțăminte, alimente și medicamente, dar și alte bunuri. Ați văzut? Nemții, cât sunt ei de reci, dar ce suflet au avut, domnule. Nu putem să spunem decât Anke, danke, Wolfenbüttel, ich liebe dich. A zis frumos? Nu. Aber nur langsam bitte schön, mein Herr. Așa, langsam înseamnă mai încet, să nu iau prea repede că încurc accentul. Îmi pare fabuloasă limba germană, dar e foarte grea. Una dintre fiicele mele învață, mamă, când o auzi, aoleu, aoleu, e foarte grea, față de franceză, care franceza mi se pare ușoară și parcă e cântată, exact ca și mandarina. Cât ați auzit dialectul mandarin? Se știe, chinezii sunt chinezi cu toții, da? Mai au niște dialecte pe acolo, exact ca și italienii, că ăla din Milano nu se mai înțelege cu ăla din Bergamo dacă trece cel din Bergamo pe dialectul ăla, pe bergamască. Oleu! Am cunoscut două italiene foarte frumoase, dar erau genul care nu, cum să spun așa, nu agreau bărbații, agreau relațiile așa, interfeminine. Era una cu una frumoasă, ruptă din stele, dar frumoasă. Și aia altă mai urâtă și puțin așa expandată, ca un știță bobul mic de porumb, de popcorn. Îl pui în ăsta și pe măsură ce se încălzește, el se umflă. Cam așa era duduița, ca să vă faceți o idee. Unde? La coadă, că acolo îți faci mulți prieteni, la coadă la turnul Eiffel, în Paris. Am stat vreo 2 ore, am crezut că mor acolo, dar n-am abandonat, pentru că sunt ambițios. 11,50 € am plătit și ne-a dus până sus. E, fetele astea n-aveau cine să le facă poză și s-au gândit la mine. Mi s-au adresat în engleză, le-am răspuns respectuos tot în engleză și între timp mă sună frate meu.
Eu cu fratele meu întotdeauna câteva cuvinte uzuale, așa. Fratele, ma che cosa fai? Tutto bene? Tutto bene? La care, dai, m-am tras puțin în lateral. Vine una și zice, dintre ele două, nu știam că sunt, vorbeau o limbă n-am mai auzită. Am crezut că sunt olandeze. Că e olandeza, suedeza, finlandeza, astea nu prea pot să le deosebesc. Au fost fabuloase. Au venit așa la mine. Where are you from? Romania. But you speak italiano. Italiano, sì, certo. Zice, păi și noi suntem italieni. Ce italieni, ce băi, că am auzit. But you don't speak Italian language. Dar zice, dialetto. Nu bată-vă ploaia cu dialectul vostru. Până mâine puteați vorbi lângă mine, zic, și nu știam că sunteți italienice. Și de acolo, gata, le-am devenit subit mai simpatic. Eram și eu mai spălat. Nu puteam. Nu m-au prins cu mâna întinsă. Le-am devenit simpatic. Și până sus în vârful turnului am fost tovarăș de nedespărțit. Mi-au făcut și fotografii. Am vrut să fac o aia mai frumoasă. Și asta partenera ei, așa, care era femeia tip bodyguard. Doamne, ferește să ții așa soție, că te bate de nu știi de tine dacă ai călcat strâmb. Vigea spișto. Și se știe, italienii sunt pasionari, sunt posesivi, sunt geloși, sunt... E sângele latin, nu? Ca de altfel și o bună parte dintre români sunt așa. Și nu n-a vrut aia la altă să facă asta poză cu mine. Și atât, cu atât a rămas. Dar mi-au făcut niște fotografii foarte frumoase în vârful turnului, că altfel cine să dai aparatul de fotografiat sau să stau ca și pisipon ca în oglinda de la baie, cu aparatul mână, facem, nu? N-aveam oglindă sus în vârful turnului. Frumos. Pasionale. Da. Bine. Hai să trecem pe niște mondenități, că avem subiecte faine. Vladimir Putin a cântat la acordeon pentru o femeie celebră, dar oare ce-o fi cântat aia? Kalinka, Kalinka, Kalinka Maia, Kalinka, Kalinka, Kalinka Maia, sau mai aia altă. Razvetani, a plăni grușii, pa, plăni, tu manina za voi. Catiușa, oare cine nu știe? Președintele rus Vladimir Putin nu ezită să se dea în spectacol atunci când are ocazia. Acesta a cântat la acordeon pentru președinta Argentinei, Cristina Kirchner, una dintre cele mai frumoase șefe de stat din lume. Păi aveam și noi, dacă domnul Traian Băsescu era puțin mai insistent, aveam una dintre cele mai frumoase președinte din lume, Elena Udrea. Hmm? Elena Udrea. Elena Udrea. Dar nu se știe niciodată. De ce a fost sedusă și abandonată? O prea frumoasă fată. Vladimir Putin a efectuat o vizită în Buenos Aires în cadrul turneului în America Latină, care a mai inclus și vizite în Cuba și Brazilia. Întărește puțin poziția Moscovei, face niște oferte. Ați văzut că le-au iertat cubanezilor 90% din datoria istorică? A? Ați văzut. Știați câte miliarde de dolari cu câți bani ne vin nouă libienii? Nu știați. După unele surse, 300 de milioane de dolari, după altele 3 miliarde. Ideea e că noi, datorie istorică, neistorică, n-am mai recuperat-o niciodată. Știați că averea familiei Gozdu, lăsată prin testament statului român, în valoare estimată actualmente, în valoare de 2 miliarde de euro, respectiv două străzi cu clădiri cu tot în centrul Budapestei, n-a mai fost recuperată niciodată. De ce? Pentru că ăștia suntem noi românii, câteodată foarte ambițioși, tenace, altădată papagali. Papagali. În timp ce biserica maghiară umblă să-și recupereze toate bisericile și proprietățile, ăștia lasă hectare de străzi pe flosterul Buda peste, le lasă la... Lasă, băi, săracii, că ei n-au. Și atunci? De ce spuneam eu că mai avem nevoie să se schimbe vreo două generații? Cei care să aibă simțul proprietății, pentru că suntem cu toții coproprietari.
suntem stăpânii acestei țări. Și ne mâncă pur și simplu câinii eugeniile din buzunare. De ce? Pentru că dormim în bocanci. La întâlnirea de la Palatul Prezidențial din Buenos Aires, Vladimir Putin a fost fotografiat în timp ce îi cânta la acordeon, probabil un tango argentinian sau aia. Besame, besame mucho. Cum se spune în limba rusă besame? Nie pagaji zaei! Vânașe stranie, asta a explicat Putin doamnei Cristina Kirchner. Vânașe stranie, mă uci în harașo i băstră rabota aia, dar toate sculele sunt americanski. Deci a fost fotografiat în timp ce cânta la acordeon, iar președinta Argentinei îl aplauda încântată. Ce nesâmțită, nu i-a băgat niște bani acolo la acordeon? O dedicație, ceva, fără număr. Cei doi lideri păreau relaxați și se simțeau bine unul în compania celuilalt, potrivit Daily Mail. Vladimir Putin și Cristina Kirchner au avut discuții privind investițiile ruse în Argentina referitor la încheierea unui acord în domeniul energiei. E, americanii trebuie să se miște repede, altfel nu știi când deschid rușii niște baze în Argentina. Să nu le fugă preșul de sub picioare. Mișcați-vă repede, mișcați-vă tare. Da, în turneul ăsta țin să vă aduc aminte că Vladimir Putin l-a vizitat pe legendarul Fidel Castro. Am pentru omul ăsta un respect deosebit. Vă dați seama că au fost peste 400 de tentative de asasinat. Și a scăpat viu din toate. Cum, Dumnezeu? Nu pot să-mi dau seama. Deci ăsta este singura explicație, că i-a dat Dumnezeu zile. Deci altă explicație eu nu am. Și iară, îl respect pe Fidel Castro pentru faptul că în momentul în care a fost invitat în Franța, i-a ținut pe toți o oră de vreme în poziția drept la Palatul Elisee să-l aștepte. El s-a dat jos din aeroport, a deturnat coloana oficială și s-a dus direct la l'Église du Dôme, unde a adus un omagiu împăratului, lui Napoleon Bonaparte. Când a ajuns în sfârșit la Palatul Elisee, i-a spus președintelui Franței: mă scuzați, dar am mers prima dată să prezint omagiile mele împăratului. Au rămas toți mască. De fapt, Cuba este singura țară din lume, în afară de Franța, în care există un muzeu dedicat lui Napoleon Bonaparte, unde împăratul neoficial cubanez a strâns foarte multe lucruri personale ale lui Napoleon Bonaparte. Ba are până și o măsea de împăratului într-o vitrină. Da, se estimează că autoritățile ar trebui să primească de la inculpați peste 250 de milioane de euro doar în dosarele instrumentate de DNA anul trecut. Da, să vedem cum recuperează statul român banii de la interlopi, bani de lapidați, bani furați, bani pe care ăștia și-au luat palate, șalupe, tractoare, vapoare, iahturi, da? Kilometri de pădure, domenii întinse, că, nu știu, parcă suntem în romanul Ciocoii vechi și noi. Iată. 250 de milioane de euro doar în dosarele instrumentate de DNA anul trecut. Sume semnificative ar trebui să fie recuperate și în procesele inițiate de DICOT și în pachetele ordinare. În realitate, interlopii reușesc să-și ascundă tot mai bine averile. Scurt și la obiect. Să duc la pușcărie, stau acolo 2-3-4 ani, da? Și când vin afară, n-are nimeni treaba lor de unde au. Despre asta e vorba. Cunosc cazul unui domn care a turnat și dumnealui așa un 2 milioane jumate de euro. A făcut aproape 2 ani, un an și 10 luni în pușcărie și nu mai are nimeni treaba lui. Dar banii n-au reușit să-i ia. Și îi are în continuare. Păi sincer vă spun, acum veniți și puneți-mi cătușile. Pentru 2 milioane jumate de euro mă duc și eu un an și 10 luni la pușcărie. Dar pum, știu că... Șaga digi, 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 da... Ce frumoasă e viața, nu? Știu un altul care s-a dus vreo
4 luni pentru 600.000 de euro. Știți ce a făcut jos? L-a căutat pe el mai rău și l-a angajat. I-a spus, soția ta are salariu în fiecare lună de la mine. Tu ai grijă să nu mi se întâmple nimic. Vreau ziarul în fiecare zi, vreau astea, vreau aia. E, omul respectiv care era recidivist și era, cum să vă spun așa, studii, nu știu dacă avea 2-3 clase, dar în domeniul penitenciarelor cred că avea 2-3 facultăți. Și ăla a avut grijă de el. În momentul în care amicul ăsta, cunoștința mea, a fost eliberat, ăla a plâns. Pentru că în 4 luni, soția lui primise acasă peste 4.000 de roni. Mi-a dat vreo, nu știu, 10-11 bulioane pe lună, a primit ca ăsta să aibă grijă de el. Și zice, băi, m-am odihnit 4 luni, e adevărat, e plictiseală mare, m-au întrebat, vrei să ieși la muncă? Nu ies, frate, lăsați-mă în pace. Da, sunt multe variante acolo, da, diferă de la un penitenciar la altul și când crezi că e bine, poate să fie foarte greu. Doar în cazul celebrului, da, în cazul celebrei valize a lui George Becali, statul a confiscat 1,7 milioane de euro. În alt proces de evaziune fiscală și corupție, finalizat în aprilie 2013, unde printre acuzați se afla și Nicolae Dinculeasa, șef serviciu în cadrul Ministerului Industriilor și Resurselor, judecătorii de la Înalta Curte au decis ca inculpații să plătească ANAF peste 12 milioane de lei. În alt dosar celebru, cel al senatorului Cătălin Voicu, magistrații au hotărât să-i confiște demnitarului circa 1 milion de lei proveniți din infracțiuni, în timp ce mai mulți polițiști de frontieră și contrabandiști s-au trezit că trebuie să plătească daune circa 8 milioane de lei către stat după încheierea dosarului Muravița 2. Iar anul acesta, cei din dosarul transferurilor au fost condamnați la plata către stat a circa 40 de milioane de lei, în timp ce în dosarul fostului vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietății, Remus Baciu, s-a dispus confiscarea a 1,7 milioane de lei. Le strânge statul până la urmă. Le strânge. Și unii constată că au furat cât au putut cu amândouă mâinile, ca la urmă totul să le fie confiscat. Morală. Fraiere, de ce ai mai furat, mă? Oricum ți iau ăștia. Da? Bun, acum ajungem și la povestea celui care a câștigat la loto la Euromillions. Așa. A câștigat 1 milion de lire la loterie, însă a fost nevoit să împartă banii cu șeful său. Cum s-a ajuns la una ca asta? Un chelner a trăit cea mai mare bucurie din viața sa în momentul în care a aflat că a câștigat 1 milion de lire la loterie. Ce s-a întâmplat a doua zi după asta l-a lăsat fără cuvinte. A fost nevoit să împartă suma cu șeful lui. Fatih Oscan servea la un moment dat la un restaurant din New York și a visat să aibă un teanc de bani pe care să-i fluture în fața șefului său în momentul în care s-a decis să meargă la loterie și să pună un bilet. În ziua următoare, Oscan și-a convins șeful să-l împrumute cu 9 lire. A intrat într-un supermarket de unde a cumpărat biletul norocos. Numerele pe care le-a visat i-au adus un câștig de 1 milion de lire, însă șeful său i-a cerut jumătate din bani în momentul în care afla că acesta a câștigat. Cei doi au ajuns în instanță, iar șeful său a avut câștig de cauză. N-am cuvinte. Turcul trebuie să împartă acum suma câștigată cu patronul restaurantului la care lucra. Am visat că am luat banii împreună cu el. Din acest motiv i-am cerut să jucăm împreună o sumă, a povestit bărbatul. Înainte să se judece cazul, cei doi au trecut și pe la secția de poliție pentru a da o serie de declarații. Oscan a spus că îi este frică pentru viața sa după ce a fost amenințat de șeful lui Hayati Cucucloiu. Na, nu știu ce să spun. Mai mult decât atât, Cucucloiu le-a spus polițiștilor că biletul a fost al lui, iar chelnerul a reușit să-l fure înainte de extragere. Mă, lasă-mă, nu cred. Judecătorii au decis ca cei doi să împartă suma de bani, iar acum sunt mai bogați cu 500.000 de lire. Da, dar 500.000 nu e 1 milion, a?
Cântă la Nicolae Maimuță. Buli milion, una la un milion. Da, probabil s-a gândit la biletul ăsta. Litoralul, dragi telespectatori, e plin de turiști prost crescuți. A fost filmată o femeie aruncând pe plajă tot felul de gunoaie lângă ceașa cu ei. A fost filmată. E, cum a răspuns în momentul în care a fost luată la întrebări? Mor încet. Mulți dintre turiștii aflați în această perioadă pe litoral sunt pur și simplu prost crescuți. Strict din vina lor, plajele arată ca niște gropi de gunoi, alimentate zilnic cu ambalaje, mucuri de țigară, coceni de porumb, coș de semințe și alte resturi. Ei, nimeni nu-i amendează pentru neglijența lor, iar administratorii s-au obișnuit deja să curețe după ei. Pe o plajă din Eforie Nord, mii de turiști se bronzau mari sub soarele arzător. Printre ei și o tânără cu ochii închiși, aceasta nimerește la fix punga cu semințe și după ce le mănâncă, aruncă subtil cojile. Reporterul ață la ea și îi spune: am văzut că ați mâncat și ați aruncat pe jos. Nu, uitați-ne pe ale mele, pe ceașa. Păi și în partea cealaltă. Unde vedeți? Nu e adevărat. Cine a fost înaintea mea a aruncat. Păi v-am filmat tocmai când le aruncați sub ceașa. V-am filmat. Nu e nicio problemă. E frumos? Nu, dar nu, unde sunt coșurile de gunoi, zice fata. Păi în spate. Eu nu sunt de aici, nu știu. Ați văzut cum a întors-o? În momentul în care i-a spus, da, Duduiță, dar te-am filmat când făceai prăpăd ecologic în jurul tău. Ba, mai mult, să revenim în satul mare, am constatat dimineață cu stupoare că Cichician și cu Chuck Norris au rupt vreo două coșuri de gunoi metalice astă noapte în parc. Efectiv sunt scoase din pământ, cu tot cu acel balast de beton care e la bază. Nu știu, o să am o discuție, ori azi, ori mâine cu domnul primar și o să-i cer ca poliția locală să treacă mai des acolo, tocmai spre a descuraja acest gen de comportament. El aparține tinerilor teribiliști care își fac veacul seară de seară pe acolo. Și probabil neavând sparring partneri s-au luat de coșurile de gunoi. Da, dar acum cum sunt răsturnate, sunt scoase, efectiv sunt mulse din pământ, avem toate șansele să le recuperăm de la un centru de colectare a ferului vechi, că dimineața apar în zona acolo să-și servească micul dejun parizer la botul calului, boschetarii. Și ăștia sunt culegători, frate, cum ai scăpat pe jos o țeavă, atâta o găsește. Orice metal e binevenit la ei, da? Și s-ar putea să recuperăm coșurile de gunoi de la fier vechi. La fel de nepăsătoare este și o altă tânără, care măcar recunoaște că a lăsat mucul de țigară direct pe nisip. Motivul? Păi unde să o sting? Nimic unde să stingem țigările. Și exemplele pot continua la nesfârșit. Zonele pentru relaxare sunt pline de pahare, coceni de porumb și diverse ambalaje. Din vina celor care nu fac doi pași până la coșurile de gunoi, suferă toată lumea. Mai spre nord, la Mamaia, administratorii au căutat soluții ca să rezolve problema mizeriei. Administratorii de plajă au achiziționat umbrele prevăzute cu scrumiere. Chiar și așa am găsit în nisip numai puțin de 5 mucuri de țigară și un ambalaj de medicamente. Un administrator de plajă declară: sunt și oameni care aruncă pe jos. Asta e. Pădure fără uscături nu avem. Le atragem atenția, facem curățenie în urma lor. Singurii care pot amenda cu 300 de lei pe turiștii lipsiți de maniere sunt doar comisarii gărzii de mediu. Eu aș propune dublarea amenzilor. 300 de lei pentru un chiștoc de țigare, 600 să le dea. Și fiți siguri că atunci n-ar mai arunca nimeni. Eu am fost prevenit în Paris de vărul meu: ai voie să fumezi pe stradă, că eram fumător înrăit. Dar nu arunca pe jos chiștocul, că amenda minimă e de 88 de euro. Poftim, am crezut că îmi sare basca din cap. Zic, bine. Zic, dar atunci ce fac dacă nu găsesc un coș de gunoi? Îți scoți batista, șervețelul de hârtie, stingi țigara undeva, o împachetezi în șervețel, o pui în buzunar și la primul coș ai rezolvat problema. Ah, ok. Așa se rezolvă problemele în mod civilizat. Dragi telespectatori, luăm pauză publicitară, revenim cu invitații. Bună dimineața, vă spunem încă o dată, au sosit invitații noștri de la CSM Satu Mare și CS Fuşle în același timp. Marian Halas,
vicecampion european la judo, și Mr. Florin Fușle, de asemenea un foarte bun judocan pe care l-are Sădmanul în momentul de față. Bună dimineața, bine ați venit la ceai. Bună dimineața și mulțumim pentru invitația. Cum stați în momentul actual? Că nu ați înființat de mult secția de judo la CSM Satu Mare. Nu, practic avem activitate de anul trecut din septembrie. Avem un bilanț bun. În 9 luni de zile de activitate avem un bilanț bun. Acum, prima jumătate de an, că luăm din anul ăsta, din ianuarie până acum în iunie, când s-a terminat competițiile, în mijlocul lui iulie, eu zic că avem un bilanț mai mult decât ne așteptam înainte. Ultima competiție la care a participat sportivii noștri este Cupa Europei din Sindelfingen, în Germania. Avem doi băieți care au participat la această competiție alături de echipa națională. Deci nu a fost acțiunea clubului, a fost acțiunea Federației Române de Judo, și prin care cei de sportiva noștri au participat la această Cupa Europeană. Sau, eu zic că este un rezultat notabil ceea ce au făcut ei acolo, pentru că Cupa Europei este o competiție de anvergură mare. Au participat 32 de țări și număr foarte mare de sportivi, nu mai știu exact. Și unul dintre sportivii noștri a pierdut meciul pentru medalia de bronz. Chiar am vorbit cu el că încă sunt în Germania acum la pregătire, au mai rămas încă vreo 5 zile acolo la stagiu de pregătire. Și pentru medalia de bronz a pierdut băiatul meciul la o penalizare. Pentru locul 3 a avut cu un neamț la el acasă și a spus că și arbitrii l-au cam furat. Neamțul fiind acasă l-au ajutat. Și celălalt sportiv s-a clasat pe locul 7. Se mai întâmplă să te fure arbitru. M-am ales când ai de-a face cu unul care e sportiv local, iubit acolo în zonă. Știi cum e, comitetul de organizare, primire. Credeam că numai la noi în România. Da, e de ajuns să dea o penalizare în plus, pentru că face diferența în meci. Da. Florin, având în vedere faptul că e vară și am constatat că mulți, la multe cluburi sportive au lăsat-o încet, s-au plecat în cantonamente, la voi continuă antrenamentele? Continuă, bineînțeles, să avem o mică pauză acum, dar de la începutul unui viitor o să începem pregătirea. Care e ultima competiție la care ai participat tu? Ultima competiție a fost în Croația, la Split, dar din păcate am pierdut în recalificări. N-am reușit să mă antrenez destul de bine, am avut o accidentare la Cupa României la Arcadă și a trebuit să fac o pauză, aproximativ 3 săptămâni, o lună, în care n-am făcut pregătire. Da. De aceea mi-a fost mai greu să... Taică-tău este un vechi prieten, e vorba de distinsul antrenor Vasile Fusle, și când tu cu Vasilică erați mai mici, făceați antrenamentele undeva la poartă la Samobil. Era o sală bine, bine dotată. Era, da, la fabrica Samobil. Dar înainte făceam la liceu forestier în sala de sport a liceului, în care trebuia să punem saltelele de fiecare antrenament și să le luăm înapoi. La Samobil a fost mai ok. La Samobil, da. Și odată văzându-l așa mai îngândurat, l-am întrebat ce-i Vasile. Băi, nu trag pruncii ăștia mei cum trebuie, măi, dar ei trebuie să înțeleagă că pentru ei trag. Vă că până la urmă ați tras pentru voi, că ați ajuns în performanță. Da, am menținut pregătirea de mici și acum este foarte bine. Să facem în continuare. A avut pretenții mai mari de la voi, taică-tău, de la tine și de la Vasilică, față de ceilalți? Nu pot v-a tratat zic. Egal? A fost mai sever puțin cu voi? Egal, așa, dar acasă cred că vă mai spunea câte ceva. Bine, acasă e altceva. Antrenamentul e altceva. Da. Știu că se ambiționa. Deci în privința voastră câteodată își făcea griji, altădată era foarte mulțumit. Acum depinde de rezultatele voastre, știi? Da, pe care le-ați avut în timp. Judo e un sport greu. Sunt și accidentări și... Da, dar... Faptul că ai practicat judo atâția ani s-a folosit și în viață, de zi cu zi. Da, mi-a folosit. Eu zic că judo folosește la oricine care practică de mic pentru disciplină, organizarea vieții. Da, dragi telespectatori, în privința lui Florin Fușle, referitor la faptul că judo se folosește în viața de zi cu zi, trebuie să vă spun că eram DJ într-un club când a venit îndrăgita trupă sădmăreană B.U.G. Mafia. Și un petrecăresc de ăsta foarte euforizat, cu o sticlă de whisky, tot încerca să ajungă la ei pe scenă să le dea. De cine s-a lovit? De Florin Fușle. Ăla era dublu ca dimensiune. Florin a reușit o imobilizare de asta, care s-a terminat cu aterizarea forțată a individului pe mochetă. Îți aduci aminte? Acum câțiva ani. Nu credeam că reușești să imobilizezi unul care avea dublu kilogramele tale, da? Dar mărimea de multe ori
La bătaie nu... Nu contează. Așa e. Depinde de pregătirea fiecăruia. Cât s-a folosit, cât că te-am văzut foarte calm până în momentul respectiv. Dacă în el a trecut orice limită, că ajunsese deja să le întindă, ei erau cu microfonul la gură și ăsta tot le întindea sticla și lângă microfon mai vedea o sticlă de whisky și o mână, tot încerca să... Dom'le, nu se permite așa ceva în timpul unui concert, nu? Și ai fost foarte prompt, asta mi-a plăcut. Prima oară i-am zis, eu mi-aduc aminte de fază, i-am zis, stai, nu m-a băgat în seamă, asta a fost. Da, am râs bine la sfârșit. Marian, ai avut evenimente asemănătoare? Oh, mai rar. Și tu ești calm. Că și Florin, l-am văzut foarte calm atunci. A spus frumos, a tratat problema așa, nu s-a înfocat, nu s-a îmbalat singur, știi? Sportivi, în general, sunt mai calm. Au un autocontrol mai bun decât om de rând, pentru că sportul te educă, cum a spus și Florin, și te face să acționezi mai cu calm în astfel de situații, nu să sari din prima la bătaie, că nici nu indica să sari din prima la bătaie. Că pe lumea e foarte rea și începe, da. Uită, huligani, interlopi, da. Nu știu, da, astea, povestiri, tot felul, ies pumă tot felul de vorbe și nu e ok. E bine că voi tratați cu calm problemele astea care intervin, având în vedere faptul că sunteți amândoi în conducerea firmei de security, da, deținută de socrul tău. Da. Și e bine că are încredere în voi. Vreau să revenim la judo, să vă întreb cine participă de la voi la Cupa Europei în Germania? Cine a participat? Cine a participat, da. Deci au participat doi sportivi de la noi, de la club, Nicolaescu Eduard în categoria 73 de kilograme și Bodărlău Cristian în categoria 81 de kilograme. Mai avem și alți sportivi care selectați în lotul național, dar și federația îi rulează pe sportivi, nu duce pe toată, să facă economie financiară, îi duce acum pe T2, câte 3, pe acelalt concurs duce pe ceilalți. Și acum doi sportivi Sfânt Marin au făcut parte din lotul României pentru această cupă europeană. Gabi, dar vreau să mai amintesc că noi înainte cu 3 săptămâni, în luna iunie și la sfârșitul lunii iunie, începutul iulie, am avut încă două competiții, internaționalele Austriei care s-au ținut la Graz și internaționalele Croației care s-au avut loc la Split. Au fost două competiții consecutive, unde CSM Satu Mare a reușit o figură foarte frumoasă. La Graz am reușit 4 medalii de aur și o medalie de bronz, sau o medalie de argint, că mai țin nicio minte. Și chiar este că cu aceste rezultate, clubul CSM Satu Mare s-a clasat pe locul 3 dintr-un total de, nu știu, peste 50 de cluburi au fost la competiție. Asta nu e lucru puțin. Da, și peste 25 de țări au fost la competiție. Și următoarea săptămână am făcut deplasarea la Split, unde am reușit o medalie de aur și 3 medalii de bronz. Și acolo un turneu puternic, unde și Florin Căsta și-a accidentat, bosniecii, sârbii, zrăi, au fost bătălii grele, meciuri frumoase. Dar până la urmă noi am reușit 4 medalii, tot așa, din 6 sportivi am luat 4 medalii. Da. Un rezultat notabil. La aceste competiții internaționale la care participați, mai există fair play? Da. Da. Judo mai ales acum și la nivel mondial, se axează foarte mult și pune punct pe fair play. Cine face un gest care nu-și are locul la judo, imediat este penalizat cu descalificare din competiție. Și apoi federația analizează cazul și dacă este se impune o pedeapsă mai mare prin și suspendare la 6 luni, un an. Deci intrăm pe tatami, salută frumos, te lupți ca un războinic, la sfârșit dai mâna și îi felicit pentru că a fost mai bun. Dacă nu este fair play, eu zic, deci că nu. Dai mâna la sfârșit, da, nu? Există, da, deja unele discipline în care se uită ca și pitbullii prin gard unul la altul, la sfârșit uită să dea mâna și astea deja nu mai plac, nu? Nu mai, își pierde tot sensul termenul de fair play. Nu, deși între sportivi este o rivalitate foarte mare, că doar fiecare vrea să câștige, dar la sfârșit dau mâna tot. Nu există. Da, și vă întâlniți pe urmă și la masa, da, festivă, tot, da, e sigur. Ok, nu mai... Nu mai aveți resentimente, cum s-ar spune. Normal. Păi la concursul albastru, la constituitorul te bate el, că te întâlnești de la multe ori cu un sportiv. Mergem aproape din săptămână săptămână la competiții, cum e tragerea la sort, odată piși cu odată piși cu celălalt. Da. Florin, Vasilica, unde e Vasilica? Vasilica are puțin concediu acum. În concediu? Da. Da, Vasilica e și arbitru, s-a dus să arbitreze pe plajă la Mamaia niște meciuri feminine, probabil. Da, eu
Vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența. O să vă rog pe fiecare dintre voi odată să ne spuneți unde vă pot găsi cei care vor să practice acest sport extraordinar. Mie îmi place foarte mult judo. Deci cum a spus Florin mai devreme, noi acum am luat vacanță pentru că am antrenat competițiile în prima jumătate de an până de în 1 august. Deci din 1 august sau prima lună în data de 4 august. Prima lună în 4 august. Deci avem 2 săptămâni de vacanță sau antrenamente mai ușor, că mișcare tot facem, nu există să nu facem mișcare. La sala de sport a liceului I.C. Brătianu, înăuntru, lunea de la ora 17.30 au copiii și de la ora 19 seniorii, cei mai mari. Și lunea și joia. Lunea și joia. Pentru asta. Noi facem mai multe antrenamente, grupa de performanță, dar cei care vor să se inițieze, lunea și joia de la ora 17.30 copiii și ora 19 seniorii. Da. Așa, aș vrea să mai amintesc că eu chiar am dat la emisiune, chiar te-am întrebat, plec la un stagiu de antrenori în Pana Brașov, unde toți antrenorii din țară sunt obligați să participe. Avem invitați din Japonia, e stagiu organizat de către Federația Română de Judo. E un stagiu pentru antrenorii de performanță. Asta da. Și asta se face anual sau chiar de două ori pe an. Avem și un examen după aia. Și acum la acest stagiu se discută, cum ai mai întrebat și de fair play, se discută toate problemele care s-au întâmplat pe plan național, cât și pe plan internațional, pentru că avem invitat și din Federația Internațională de Judo. Se discută probleme, se pune la punct tot felul de teme, de subiecte, de performanță, teme de antrenamente și e un stagiu binevenit. Da. Florin, câteva cuvinte pentru telespectatori, te rog. Telespectatori, le transmit să facă sport în continuare, chiar dacă este căldură. Și așteptăm pe cei care doresc să vină la judo să vadă cum e acest sport. Da, și dacă e cald, poate să meargă la not, că în bazin te recurești, nu e problemă, tot sportul. Da, un sport indicat în notul. Da. Pe final vreau să-ți mulțumesc, Gabi, încă o dată, pentru tot timpul ești fair play față de noi, că vorbim de fair play. Tot timpul ne promovezi rezultatele noastre și munca pe care o facem la sală, pentru că nu se vede decât rezultatele, dar în spatele rezultatelor este o muncă enormă pe care acum tu o știi, pentru că ești mai apropiat de noi. Noi muncim și măcar atât să avem și noi ocazia să promovăm și noi, să ne facem publice rezultatele și meritele pe care eu zic eu că le merităm. Și mulțumim pe această cale. Păi întotdeauna voi fi alături de voi și vă spun și de ce. Eu nu pot să invit aici fotbaliști, că nu știu foarte multe despre fotbal, dar le știe colegul meu Florin Mureșan. În schimb, fiind un fan al artelor marțiale, știu ce înseamnă și un Vazari, știu ce înseamnă în karate și un Yokogiri, Kekomi sau Kiage, nu? Știu și K1, deci e normal să invit sportivi din lumea artelor marțiale, pentru că știu ce să vorbesc cu ei. Nu o să invit pe unul de la popice, că habar n-am cum să care e regulamentul, sau pe unul de la tir cu arcul, le las un Florin Mureșan ca să nu ne încălecăm pe felie. În schimb, lui nu prea plac artele marțiale, în general sporturile violente, mie îmi place și boxul, sporturile de contact, cum s-ar spune așa, da? Mie îmi plac, așa că pot să vorbesc de la egal la egal cu omul, știu ce să-l întreb, nu vin aici și zic, na, povestiți, băieți, că eu vă ascult. Deci știu ce să vă întreb. Despre asta e vorba și fiind un fan, e normal să susțin artele marțiale și mai ales sportivii locali, nu? Trebuie să fie promovați, pentru că consider că în primul rând contează pentru noi sudmărenii, iar apoi toți ceilalți. Da, vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența în această dimineață, vă doresc mult, mult succes și în momentul în care participați la prima competiție, să mă anunțați. Okay. Să mă anunțați. Vreau să le arătăm telespectatorilor medaliile cu care veniți înapoi. Bun, înainte să ne luăm la revedere de la dumneavoastră, avem bancul zilei, unul foarte frumos, dragi telespectatori. Imediat după căsătorie, Maria îl întreabă Ion, iubitule, e la 1 la 10. Cât mă iubești? Oh, tu, Marie, e la 1 la 10, te iubesc foarte mult, dar să știi că de la 11 ies cu băieții la o bere. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și azi. Ne vedem mâine dimineață pe 7 fix pe la Nord Vest TV la un nou ceai de dimineață. Sunt DJ Gabi, vă doresc o zi bună. Ne vedem mâine. Bye, bye!